avut întâlnire și astăzi e o Redcam diferit. Da, eu știu. Pentru că la noi în Moldova a fost așa un festival și se numește Festivalul Culorilor. Organizat de compania Darwin și este o companie foarte faină. Ei vând telefoane, diferite gadgets și tare, tare super compania asta. Îmi place designul ăla și are așa un logo cu culori. Anul trecut compania Darwin a organizat Festivalul Culorilor și eu am aflat de festivalul ăsta când tot s-a terminat. Anul ăsta eu nu am ratat șansa, așa că eu am plecat acolo și a fost tare, tare, tare și cu dată tare, super. Eu plăcut foarte tare, era muzică, era culori. Am ușa să vă arăt de unde s-au luat toate culorile astea. Eu am cumpărat un bilet de 200 de lei, asta e vreo 16 dolari. Leii noștri moldovenești sunt diferiți de leii voștri românești, ok? Deci eu am luat așa un bilet, e tare super biletul ăsta. Și mi-am luat cel mai scump bilet pentru că am vrut să am 6 culori. Și ia câte o culoare, ia câte două culoare, roșu și încă o culoare. Și încă o culoare, și încă o culoare. Tare fain, deci eu culorile astea să le folosesc la un video special când azi am un an pe YouTube. Iar să arăt așa. Tare super, a sărbătoresc. Compania Darwin anul ăsta din nou organizat Festivalul Culorilor și eu sunt foarte bucuros că la noi în Moldova este așa ceva. Dați vă spun ce am făcut la festivalul ăsta. În primul rând am făcut foarte multe selfie. A lot of selfies. Probabil vreo 300-400 de oameni s-au apropiat de mine și zic, Ilie, hai să facem un selfie, hai să facem un selfie. Mi era foarte plăcut când cineva s-a apropiat de mine și spunea, Ilie, hai să facem un selfie. Mă durea deja aici după ceafă când zâmbești, mult apetitoare după ceafă. Și mă durea tare după ceafă și chiar am mă tare după ceafă că zâmbesc. Că-s fericit, că-s fericit și ia uitați la mine, parcă-s din Africa. Pumba! La festivalul ăsta mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut atmosfera, muzica, culorile, tare, tare, energia asta, era foarte mulți tineri și mulți selfie. Dacă tu ai fost la Festivalul Culorilor și ești de acord cu mine că acolo a fost super, foarte super, mega super, atunci pune un like. Iar dacă nu ai fost la festivalul ăsta și îți place și vezi, tot pune un like. Și desigur că eu am reușit să filmez atmosfera de acolo. Așa că haideți să uităm așa un sneak peek cum a fost la Festivalul Culorilor. DJ Băbătârlă, hai te rog, pune video. Deci cam atât pe azi, eu am un șuneu, hainele le pun toate și încălțămintea, le pun toate în mașina de spălat, mă duc, fac un duș și mă apuc să editez video asta. Fotoaparatul meu cu care eu filmez acum vlogul ăsta, tot a fost la Festivalul Culorilor. Ia uitați-vă aici o fotografie. Fotografie. Da, e foarte frumos. M-am stăruit. Cam atât pe azi, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, puneți un like, să distribuiți acest video și să vă abonați la canalul meu. Just because I'm crazy. Cu voi a fost Ilie, iar noi ne vedem luni cu un episod nou. Pa, pa!